Biserica Domnului Iisus, am o mare bucurie să fiu din nou cu dumneavoastră în mijlocul bisericii de aici, n-am mai fost de ceva timp, însă m-am bucurat mult de oportunitatea ca să revin, să vă revăd, să vă aduc salutări din partea familiei mele, din partea bisericii de unde eu vin, biserică pe care pastorii dumneavoastră au vizitat-o și câțiva frați de-a lungul anilor. Mă bucur mult de întâlnirea aceasta. Am venit pentru cursurile acestea de la Brașov, ale școlii pe care primila Domnului dumneavoastră ați organizat-o și vreau să vă apreciez mult pentru lucrul ăsta. Oamenii lui Dumnezeu se educă, oamenii lui Dumnezeu învață, oamenii lui Dumnezeu cresc, oamenii lui Dumnezeu se dezvoltă, oamenii lui Dumnezeu devin folositori, capabili. Pentru că Dumnezeu are intenția să ne crească și să devenim oameni cum noi avem intenția copiii noștri să învețe carte și să ajungă oameni în viață. Prețuiesc mult pe pastorii dumneavoastră care îmi sunt prieteni și de-a lungul anilor, prietenia noastră s-a dovedit a fi una sinceră și curată, frățească. Mă bucur de fratele Oniță Dumitru, de fratele Vasile Căpitanu. Mă bucur de această generație de copii care au crescut și acum sunt oameni mari, au familii, de Gheorghe Căpitanu, papa, de ceilalți al căror nume eu nu-l mai rostesc pentru că nu-i știu așa de bine. Însă, venind mai rar în mijlocul dumneavoastră, văd cum unii îmbătrâniți din ce în ce mai mult și eu sunt cu dumneavoastră la pas, iar cei care se jucau prin adunare, cei care erau doar niște tinerei, probabil neserioși, anii au trecut, s-au căsătorit, au copii și uite că ajung la amvon și vorbesc cu multă greutate. Ne bucurăm mult de faptul că Dumnezeu s-a ocupat de copiii noștri. Să nu ajungă destrăbălați și să-L slujească pe diavolul, ci dimpotrivă pe Dumnezeu. Trăiască Domnul! Vă cer îngăduința să citesc un pasaj din Scriptură. O să citesc din Luca, capitolul 23, despre răstignirea Mântuitorului. Deși suntem la un pas de sărbătoarea în care am celebrat întruparea Mântuitorului. O să încep cu versetul 35. Luca 23 cu 35. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau pe alții, i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocoreau și ziceau, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați, frați și surori, Biserica Domnului. Am venit în locul acesta, în această dimineață, cu toții. Și în sufletul nostru există mari așteptări și așteptările noastre sunt legate de măreția, de bunătatea și de îndurarea Domnului. Nu ne bizuim pe oameni, fiindcă oamenii sunt slabi, dar ne bizuim pe Domnul care a făcut cerurile și pământul, care a binecuvântat generațiile de-a lungul mileniilor și și-a păstrat din bunătatea sa și pentru noi și pentru copiii și casele noastre. Trăiască Dumnezeu! Aș vrea în dimineața asta să spun un mesaj pe care l-am intitulat Ultima șansă folosită sau pierdută.
M-am gândit la textul acesta care pune în evidență doi tâlhari ce l-acompaniau pe Hristos în condamnarea la moarte și aș vrea să privim puțin la ei și să acceptăm că asemenea lor suntem și noi. Poate mai civilizați, poate încă neprinși pentru ce am făcut, poate mai rafinați în gesturile, în cuvintele și în atitudinile noastre, dar la fel suntem și noi, doi oameni care am fugit de Dumnezeu. Privind la pasajul acesta, vom observa câteva atitudini în mulțimea aceea de oameni care se strânseseră la Ierusalim cu prilejul Paștelor. Paștele era cea mai mare sărbătoare a evreilor. Ea era o sărbătoare de aducere aminte. De la ieșirea lor din Egipt, Dumnezeu le-a poruncit să aibă o sărbătoare în care își amintesc de faptul că au fost robi și Dumnezeu le-a dat libertate, le-a dat țară. Și ei în fiecare an serbeau Paștele. Și în anul cu pricina a fost la fel. Aproximativ 1.000.000-1.500.000 de oameni, apreciază istoricii, în vremea aceea erau la Ierusalim. Veneau de peste tot evreii, cum vin și frații la Toflea care au plecat din oraș și au plecat din sat, din zonă și s-au dus în alte orașe ale României sau ale Europei. Au înființat acolo biserici și priviți cum se întorc acasă plin de emoție cu familiile lor. Se uită la dumneavoastră și vă admiră, vă prețuiesc pentru că i-ați ajutat să crească, i-ați ajutat să-L servească pe Dumnezeu. Tot la fel și atunci era o imensă mulțime de oameni. Și priviți, vă rog, cum oamenii au reacții diferite la ce se întâmplă. În vremea aceea, doi oameni răi au fost prinși și condamnați la moarte și exact în timpul acela și Hristos a fost prins și condamnat la moarte. Și s-a creat o mulțime de oameni care însoțeau un grup de armată ce îi duceau pe condamnați pe un deal de la marginea Ierusalimului, lângă groapa de gunoi, acolo unde urmau să fie omorâți, uciși, prin metoda aceasta a crucificării. Și în procesul acesta care se deplasa pe deal, mulțimea aceea de oameni, bărbați și femei, tineri și bătrâni, pe lângă cei care aveau misiunea să îi execute pe condamnații la moarte, oamenii ca și astăzi își dăteau cu părerea. Unii erau împotrivă, unii erau pentru. Unii le plângea de milă, alții îi ironizau, îi disprețuiau și îi batjocoreau. Exact așa spune Scriptura. Priviți, vă rog, ce spune Scriptura într-un verset mai sus pe care eu nu l-am citit, versetul 27. O parte din oameni plângeau și erau îndurerați, probabil că unii dintre ei, chiar și pentru tâlharii ăia, rude, prieteni, cunoscuți, dar în mod deosebit pentru Iisus, care făcuse doar bine. Oamenii ăștia plângeau și le părea rău pentru ce se întâmplă. Solidarizau cu Domnul Iisus și li se părea că este nedrept o persoană ca Iisus, care a făcut atâta bine, să fie pedepsită fără motiv și să fie ucisă. Dar Biblia ne spune că cei mai mulți dintre oameni, uitați-vă în versetul 35, erau indiferenți. Norodul stătea acolo și privea, doar atât. Privea nepăsător, privea inactiv, privea fără niciun sentiment. Oamenii se uită și atât. Indiferența ne doare. Stăteam de vorbă cu o familie de oameni de vârsta mea, prieteni apropiați, și îmi povesteau o întâmplare banală pe care ei au experimentat-o la anul nou, la Revelion. Povesteau că l-au sunat pe unul dintre copiii lor și l-au întrebat aproape de 12 noaptea, unde ești? Era proaspăt căsătorit băiatul. Și zice, mă duc să-mi văd un prieten. Și mama se uita la mine și îmi spunea, poți să-ți dai seama că l-am crescut și am ținut la el ca la ochii din cap. Și odată în an, el s-a dus să-și vadă un prieten. N-a venit să-și vadă mama și tatăl, s-a dus să-și vadă un prieten. Mi-a atât a suferit mama aceea, plângea și îmi povestea despre așteptarea ei, frântă, neîmplinită. E așteptarea unei mame care a lucrat 20 și ceva de ani la băiatul ăsta să facă om din el. S-a căsătorit și odată în an
s-a dus să-și vadă un prieten. Un prieten care probabil n-a făcut nimic pentru el și care nu va face nimic pentru el de aici înainte. Oamenii sunt indiferenți. Trec pe lângă durerea noastră și rămân indiferenți. Se uită la noi când suntem trântiți la pământ și rămân indiferenți. Și indiferența aceasta pur și simplu ne rupe inima. Mai ales când am investit într-un om, într-o persoană, și el este indiferent în situația noastră de necaz, de amărăciune. Pur și simplu nu putem să înțelegem de ce. Așa s-a întâmplat atunci. Imaginați-vă că Iisus 3 ani a umblat prin țară într-o parte și în alta. N-a rămas unul nevindecat din cei cu care s-a întâlnit. Nu l-a refuzat nici pe Bartimeu, care era un om fără valoare, sărac, orb, bolnav. Ucenicii au vrut să-l respingă și Hristos a spus, nu, aduceți-l la mine. Și când s-a apropiat, i-a pus întrebarea pe care noi așteptăm să ne-o pună și nouă Domnul ziua necazului. Ce vrei să-ți fac? Și acum Iisus era prins, legat, bătut, plin de sânge din cap până în picioare, îmbrâncit și împins înspre locul execuției. Și unii nepăsători priveau, indiferenți. Apoi, Scriptura ne spune că funcționarii și soldații îl disprețuiau. Erau oamenii care se bucurau de putere, de autoritate, se simțeau stăpâni pe țară și îl priveau pe condamnatul ăsta plin de sânge cu dispreț. Oameni care n-aveau niciun sentiment, nicio simțire. Mai mult, Scriptura ne spune că unul dintre cei doi tâlhari care era în aceeași situație cu Iisus Hristos îl batjocorea. În general, oamenii sunt batjocoritori atunci când se simt stăpâni pe situație. Dar ăsta era unul dintre condamnații la moarte. El într-o oră, două urma să moară și și-a propus să-și petreacă ultima oră din viață batjocorind pe cineva. Ce proiect fără minte! A mai avut o oră de trăit și și-a propus ca în ora asta pe care o mai are de trăit, în loc să-și rezolve marile probleme ale vieții lui, el și-a propus să batjocorească pe Iisus Hristos. Și așa a făcut, a reușit să se țină de cuvânt din nefericire. Însă ne spune Scriptura că celălalt tâlhar s-a pocăit. Pur și simplu și-a schimbat atitudinea în mod neașteptat, s-a întors către Domnul și și-a exprimat, a verbalizat, a manifestat pocăința lui. Vedeți? Dacă nu ar fi manifestat-o, nimeni nu știa că a avut-o. Se miră uneori oamenii din adunare. De ce îi cheamă pastorii pe oamenii care se pocăiesc în față să se roage pentru ei? De ce așteaptă de la ei un semn, o manifestare, o verbalizare a pocăinței lor? Se vede că se pocăiesc din ce spun și din ce fac. Omul ăsta când s-a pocăit, s-a văzut pentru că a vorbit și din vorbele lui înțelegeai că s-a pocăit. Oamenii care se pocăiesc și nu vezi că se pocăiesc, foarte probabil că nu s-au pocăit. Omul ăsta se pocăiește și schimbă viața și pasajul vorbește puțin despre dialogul pe care el l-a avut cu Hristos. Dialogul acesta este atât de profund, deși nu sunt decât câteva propoziții, dar fiecare cuvânt din propozițiile acestea are o încărcătură spirituală profundă. Aș vrea în predica aceasta să cuprindem cele două aspecte posibile ale unei predici, să ne uităm un pic din punct de vedere istoric la pasajul citit, și apoi să ne uităm puțin și teologic, adică semnificația istorică a evenimentelor petrecute. Observați, vă rog, că în atitudinea acestor doi tâlhari se zugrăvesc cele două posibile atitudini ale oamenilor față de Dumnezeu. Toți oamenii sunt la fel de păcătoși și toți oamenii sunt păcătoși. Acești doi oameni, doi tâlhari condamnați la moarte, pur și simplu reprezintă întreaga umanitate. Unul se pocăiește și altul nu. Amândoi erau la fel de răi. Amândoi erau la câteva ore de momentul morții. Amândoi ar fi trebuit să-și rezolve problema veșnică și să nu meargă în iad. Dar pur și simplu, în timp ce unul se ocupă de lucrul ăsta, celălalt nu face nimic. Ba dimpotrivă, nu numai că nu face nimic, îl batjocorește pe Domnul Iisus. Ăsta o viață întreagă a batjocorit.
Și nici măcar în ultima clipă de viață nu are atâta minte și putere să se oprească și să încerce să repare dacă va mai fi posibil. Celălalt se pare că este diferit, se pare că are un pic de minte și un pic de inimă. Se oprește și recunoaște că Iisus Hristos este nevinovat și condamnat pe nedrept. Iată, dar a avut discernământ. Mă mir de el, de ce, având așa discernământ bun, toată viața a fost un nemernic, un bandit? Probabil anturajul. Sau alți factori. Dar uitați-vă la celălalt că nu are nicio tresărire de conștiință. Pur și simplu se duce pe același drum pe care a mers toată viața. Batjocorește, ironizează, disprețuiește, rupe, taie și distruge. Până când toate aceste lucruri îl distrug pe el. În atitudinea acestor doi oameni și chiar în atitudinea Domnului Iisus Hristos, se văd cele trei posibile atitudini față de păcat. Una e a Mântuitorului și noi nu o putem manifesta niciodată, și două sunt ale acestor doi oameni. Și toți oamenii se încadrează într-una dintre aceste două. Priviți, vă rog, că Biblia leagă păcatul de moarte și moartea de păcat. Și Biblia identifică păcatul cu moartea și de mine. În mod normal, dacă Scriptura ar spune ce a gândit Iisus, probabil că Iisus a gândit cam așa. Dar cum să am milă de tine când o viață întreagă ai fost un bandit și un derbedeu? Ai furat, probabil chiar ai omorât pe cineva, ai jefuit, ai lăsat oamenii în urmă înlăcrimați, le-ai furat munca cinstită, puturosule, în loc să muncești. Cam așa ar fi meritat să-i spună Hristos, dar nu i-a spus nimic. Pentru că omului care se întoarce la el, Hristos nu-i deschide dosarul. Hristos va deschide dosarul doar oamenilor care nu se întorc niciodată la el. Când un om vinovat se întoarce la Hristos, el nu-i deschide dosarul. Pentru că simplu fapt că omul acela se întoarce, îl pune pe Hristos în situația să-l ierte și dosarul acela să nu mai fie deschis niciodată. Nu există altă veste mai bună pentru un om care are minte decât să îi se spună că există posibilitatea să nu plătească niciodată pentru răul care l-a făcut în viață. Frați și surori, oameni buni, noi am făcut mult rău în viața noastră. Noi suntem îmbrăcați frumos astăzi, am venit la biserică cu cele mai frumoase haine. Noi părem niște oameni de treabă, dar în trecutul nostru e mult gunoi. E multă mizerie. Noi am făcut de 1000 de ori mai multe păcate decât îi trebuie un om ca să ajungă în iad. Și totuși, pentru că venim la Domnul, pentru că ne recunoaștem vinovăția, chiar și public, din când în când, Domnul s-a făcut El responsabil de dosarul nostru. A plătit El pedeapsa care trebuia să o plătim noi. Iar pe noi, pur și simplu, ne-a scăpat. Omul acesta își mărturisește păcatul, se detașează de păcat, adică se desparte, se îndepărtează de păcat. Și pur și simplu Hristos acceptă că el s-a pocăit. Asta înseamnă pocăință. Să recunoști că ești vinovat și să-ți ceri iertare pentru lucrurile pe care le-ai făcut rău. Acest om, prin atitudinea lui, a murit față de păcat. El a murit față de păcat, însă colegul lui nu poate să facă același lucru. Este impresionant să observăm că nici măcar în ultima clipă sunt oameni care nu vor să se pocăiască. Și în loc să moară și el față de păcat, ca și fostul lui tovarăș de viață, el acceptă, alege să continue să fie mort în păcat. Chiar și în ultimile clipe ale vieții, el rămâne mort în păcat. Și celălalt a fost mort în păcat, dar își schimbă atitudinea. Își dă seama că n-a făcut ce trebuia cu viața lui. Și prinde prilejul acesta, fiind la un pas, la un metru, doi, cinci de Domnul Iisus Hristos, și își schimbă atitudinea față de păcat. Păcatul este marea problemă a oamenilor. Din cauza păcatului, Dumnezeu s-a despărțit de noi.
Din cauza păcatului noi suntem dați în urmărire generală de Dumnezeu. Din cauza păcatului pedeapsa veșnică va veni peste oameni. Din cauza păcatului oamenii vor ajunge în iad, pentru că păcatul ofensează pe legiuitor, pe Dumnezeu. Păcatul sfidează justiția lui Dumnezeu. Păcatul ofensează sfințenia lui Dumnezeu. Păcatul deranjează pe Dumnezeu. Și oamenii care îl ofensează pe Dumnezeu, sfințenia și justiția lui, oamenii aceștia merită să fie pedepsiți, exact cum se întâmplă în lumea noastră, când anumite persoane care ucid, care violează, care fug, care fură, care sparg, este normal ca ei să fie pedepsiți. Altfel, justiția ar fi coruptă. Capacitatea justiției se vede în momentul în care manifestă dreptatea. Și cel vinovat este pedepsit. Atunci oamenii stau liniștiți în casele lor că sunt protejați de lege, sunt protejați de poliție, sunt protejați de adevăr și de dreptate. Acolo pe cruce, acești doi oameni sunt simbolul celor două categorii de oameni. Toți au păcătuit ca și cei doi tâlhari, dar unii se trezesc. Eu m-am trezit la 21 de ani prin mila lui Dumnezeu. Alții s-au trezit mai devreme, alții mai târziu. Uitați-vă că sunt oameni care se trezesc în ultima clipă. Important este faptul că omului, la un moment dat, îi vine mintea la cap cercetat de Evanghelie și de Duhul Sfânt. Mort în păcat, dar la un moment dat își schimbă atitudinea. Și din mort în păcat devine mort față de păcat. Domnul Iisus Hristos și El a avut o atitudine față de păcat, dar este foarte diferită de acelor doi. El a murit pentru păcat. Noi oamenii nu putem să murim pentru păcat. De fapt, pentru păcat mor oamenii când merg în iad. Dar scopul meu nu este să vorbesc despre asta, ci să încerc să subliniez câteva lucruri care au rolul să deschidă mintea celor care, în această dimineață, sunt aici și nu L-au primit pe Domnul Iisus. Tot ce a făcut tâlharul ăsta care s-a pocăit în viață, nimic nu a avut mai multă valoare, importanță și calitate ca și momentul în care s-a pocăit. Atunci toate problemele lui s-au rezolvat, s-a împăcat cu Dumnezeu. I s-a anulat sentința să meargă în iad și i s-a dat onoarea să fie grațiat, scăpat, eliberat. Ce își dorește mai mult o mamă decât să-i scape copilul de la moarte, de la pușcărie, de la belea, de la necaz, de la... ce este rău? Suferință, boală. Exact așa s-a întâmplat cu omul ăsta care s-a pocăit. Nu toți oamenii se pocăiesc. Toți pot să se pocăiască. Toți ar trebui să se pocăiască. Dar nu toți oamenii se pocăiesc. Haideți să ne uităm un pic în Scriptură și să observăm ce spune Biblia despre pocăință. Dacă mergem câteva pagini înapoi, în capitolul 9 din Luca, aici Cornilescu pune un titlu la pasajul versetelor 57-62 și titlul este Cum să urmăm pe Iisus. Aș vrea să ne uităm un pic la cele trei scenarii și să observăm trei atitudini față de pocăință, ele învățându-ne ce este pocăința. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetele 57 și 58. Pe când erau pe drum, Iisus era cu o mulțime de oameni. Pe când erau ei pe drum, un om a venit la el și din proprie inițiativă i-a spus: Doamne, voi merge cu tine oriunde. Și Iisus, ciudat, în loc să se bucure, în loc să-i spună bravo, extraordinar că ai o astfel de inițiativă, în loc să-l încurajeze, face o afirmație care ne pune pe gânduri. Parcă vrea să-l descurajeze. Și uitați ce îi spune: omule, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, eu n-am unde să-mi pun capul, n-am nimic să-ți ofer, de ce vii după mine? De ce i-a spus asta? Foarte probabil că a citit în inima lui că motivul pentru care vrea să vină după el este unul material. Probabil bărbatul acesta a observat cât de popular este Iisus. A observat ce putere are să alunge demoni și inclusiv morții să-i spună: ieși din omul ăsta, Lazare, vino afară, și să trezește la viață. Are putere la un slăbănoc să-i spună: ridică-te în picioare. Un om paralizat care nu s-a ridicat niciodată în picioare. Are putere să-i spună orbului: vezi, unuia care are o mână așa agățată de el, uscată, nu putea să o folosească, întinde-ți mâna și poate să-și folosească mâna. Și el înțelege
că dacă ar umbla cu Iisus, ar deveni important, ar deveni popular, ar deveni poate bogat. Și vine la Iisus și spune, vreau să merg cu tine. Și Domnul se uită în inima lui și vede că motivul pentru care vrea să-l urmeze nu este să se pocăiască și nici să-i servească pe oameni. Nu este să contribuie la lărgirea împărăției și nici la promovarea ei. Și este să folosească oportunitatea umblării cu Iisus pentru ca să-și împlinească niște vise frânte de natură materială. Domnul vede oportunismul și materialismul din inima lui. Domnul vede că vrea să fie lângă el, să profite, să comercializeze prezența lui Iisus, nu să o folosească spre mântuire. Și îi spune, ascultă-mă, nu am nimic să-ți ofer din lumea materială pe care tu crezi că o să o consolidezi mergând. Uite-te la mine, n-am casă. Cum vrei tu să-ți faci casă cu mine când eu n-am? Păsările au un cuib unde se trag seara. Eu n-am. O vulpe are o vizuină undeva, într-un deal, într-un munte, într-o scorbură. Eu n-am, omule, n-am nimic, n-am unde să-mi pun capul. Dacă dorești bani urmându-mă pe mine, dacă dorești lucruri materiale urmându-mă pe mine, vreau să te descurajez. Pocăință nu înseamnă să-L comercializezi pe Dumnezeu, urmându-L ca să te vindece, ca să te îmbogățească, ca să te pricopsească, ca să te valorifice. Nu asta înseamnă pocăință. Umblarea cu Dumnezeu nu este în favoarea vieții de pe pământ în primul rând, ci este în favoarea vieții veșnici. Viața de pe pământ, în timp ce te gândești la ea, trece și se termină. E lucru mare că noi am ajuns la vârsta asta. Sunt mulți care au murit la un an, la doi, la cinci, la zece, la 15, la 20. Noi uite că am ajuns prin mila Domnului la vârsta asta. Întotdeauna pocăința este autentică atunci când are o motivație corectă. Care trebuie să fie motivația corectă? Doamne, iartă-mă ca să nu merg în iad. Mântuiește-mi sufletul să intru în împărăția ta. Asta este cea mai autentică motivație a unei pocăințe. Doamne, iartă-mă de păcat. Fă-mă copilul tău. Mântuiește-mi sufletul, ai milă de mine ca și tâlharul, fă să fiu în împărăția ta cu tine când te vei întoarce. Asta este unul dintre testele pocăinței, motivația, adică ce motiv ai când te pocăiești. Vrei să scapi de iad, de moarte, de păcat sau vrei să te pricopsești aici pe pământ să-ți meargă un pic mai bine? Dar uitați-vă, vă rog, la versetele 59-60. Altuia i-a zis, de data asta Domnul are inițiativa și zice, vină după mine. Și el spune, lasă-mă mai întâi să-l mormântez pe tata, că e mort, e pe masă, pe laviță. Lasă-mă să mă duc să-l mormântez pe tata. Și după ce îl mormântez, vin și te urmez. Și Hristos din nou face o afirmație pe care nu o poți înțelege. Și spune, lasă morții să-și îngroape morții. Tu, vină după mine. Eu vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați văzut un mort îngropat de alți morți? Nimeni. E posibil ca un mort să fie îngropat de morți? Nu. Ce a vrut Iisus Hristos să spună? Iisus Hristos a vrut să spună următorul lucru. A murit taică-to, tu trebuie să-l înmormântezi. Este datoria ta de fiu să-ți înmormântezi tatăl. Dar ascultă-mă, cât este de important să-ți înmormântezi tatăl, este mai important mai întâi să te pocăiești și apoi să te duci să-ți înmormântezi tatăl. Este important să-ți înmormântezi tatăl. E foarte important. Dar mai important decât să-ți înmormântezi tatăl, este important să te pocăiești. Asta se numește, într-un limbaj de specialitate, hiperbolă. Hiperbola e o figură de stil. Ce înseamnă hiperbolă? Atunci când vorbești cu cineva și vrei să-l convingi de un lucru, în mod intenționat exagerezi foarte tare ca să pui în evidență un lucru. Spre exemplu, dacă ai un copil care nu prea se ține de treabă, nu-i prea cu minte, nu-i prea serios, îi spui, bă, ascultă-mă, n-o să se aleagă mă nimic de capul tău dacă te duci pe drumul ăsta. E, noi intenționat exagerăm, mergem la limită cu exprimarea pentru ca să-l trezim pe copil și să-i demonstrăm o posibilă atitudine din viitor. Așa a făcut Hristos.
Hristos, ca și cum îi spune, bă, nu-l mormânta pe taică, te-o lasă să-l mormânteze vecinii. Nu, nici vorbă, nu asta a spus Iisus. Iisus a spus altceva. Ce anume? Hristos a spus următorul lucru. După cum este urgent să-l mormântezi pe taică-tău, mai urgent este să te pocăiești. Cu alte cuvinte, dacă vreodată te-ai întreba cât de urgent este să mă pocăiesc, că unii spun, las că mă pocăiesc mâine sau săptămâna viitoare, ascultă-mă, dacă tatăl nostru ar fi pe masă, pe laviță, mort, cu mâinile pe piept, și mama săraca l-ar jeli, s-ar trage de păr și de haine că i-a murit omul cu care a făcut copii și casă. Cel mai urgent lucru la momentul ăsta este să te ocupi de funeraliile părintelui tău. Să-l duci la cimitir, să-i faci o mormântare frumoasă, un mormânt frumos, să-i pui flori. Sunt gesturi care exprimă respect, grijă, atenție față de părintele care te-a crescut. Dar ascultă-mă, mai urgent decât urgentul ăsta este mai întâi să intri într-o cameră, să te așezi pe genunchi și să-i spui lui Dumnezeu așa, Tată din cerul, tatăl meu biologic e pe masă mort și urmează într-o oră, două să vină popa sau pastorul și să-l ducem la cimitir. Înainte să vină popa și pastorul să-l ia pe tata și să-l ducem la cimitir, eu vreau să-mi iau 5 minute să-mi îndrept privirea spre cer și să spun așa, iartă-mă că am fost un destrăbălat în viața mea, un curvar și un bețiv, am furat, am spart și am mințit cât am putut. Înainte să-l duc pe tata la groapă, vreau mai întâi să duc păcatul din mine la groapă. Înainte să bag în mormânt pe tata, că nu pot să opresc treaba asta, vreau să bag în mormânt rușinea pe care am construit-o de când m-am născut până astăzi. Vreau să o îngrop și să nu se mai vadă. Vreau să scap de ea. Vreau să pun peste ea sângele tău ca să fiu iertat de păcatele mele. Și apoi mă duc să-l mormântez pe tata. Motivația pocăinței și urgența pocăinței, dar mai este încă ceva, importanța pocăinței. Uitați-vă, vă rog, la versetele 61 și 62. Mai vine un om la Iisus în împrejurarea aceea, de data asta la inițiativa omului, și îi spune următoarele lucruri. Te voi urma oriunde vei merge, dar dă-mi voie să mă duc acasă, că nevasta nu știe că eu vreau să plec cu tine. Și copiii și familia. Lasă-mă să mă duc acasă și să le spun la ai mei, bă, oameni buni, fiți atenți că îmi trece ceva prin cap. Vreau să plec cu Iisus. Iisus se duce în Galileea sau la Ierusalim. O să dureze câteva săptămâni, o lună, două. Mă duc cu El. Vreau să-L văd, să-L studiez. Vreau să-i văd învățăturile, să-i le ascult. Vreau să văd ce e de calitate, e Mesia. Vreau să-L probez, să-L verific. Mă duc cu El, să știți că am plecat, să nu-mi duceți grija, să nu credeți că m-a omorât careva sau m-a sfâșiat fiarele sălbatice. Iisuse, lasă-mă să-mi informez familia. Și Iisus spune, nu! Adică cum nu? Și Iisus dă un exemplu din lumea, din profesia lor. Cine pune mâna pe plug și începe brazda să are, să nu se mai uite înapoi, să se ducă înainte până iese la cap. Și când iese la cap, lasă cai, boi cu ce ară să se odihnească sau tractorul oprește și se duce și își rezolvă problema. Acum ești în brazdă, nu te mai duce nicăieri. Cum, domne, nici să vorbesc cu nevastă mea, nici să vorbești cu nevastă. Asta vrea să spună aici? Hristos? Nu, nu vrea să spună Hristos asta. Dar ce vrea să spună Hristos? Vrea să spună că după cum motivația demonstrează autenticitatea pocăinței, după cum urgența demonstrează autenticitatea pocăinței și importanța demonstrează autenticitatea pocăinței. Lucrurile de familie sunt prioritare și Hristos le încurajează. El ne-a poruncit să ne iubim nevasta. El mai mult decât oricine. El ne-a spus să ne respectăm părinții. El mai mult decât oricine. El ne-a spus să fim responsabili față de educația copiilor. El. Dar de data asta El spune următorul lucru. Mai important decât familia ta este sufletul tău. Familia ta este importantă, iubește soția ca pe ochii din cap. Respectă-ți bărbatul ca pe ochii din cap. Apropo, lăsați-mă să spun lucrul ăsta. Un bărbat nu are nevoie să fie iubit, doamnelor.
Bărbații nu au nevoie să fie iubiți, numai femeile au nevoie să fie iubiți. Știu că s-ar putea să nu mă înțelegeți, că n-am timp să explic și nici nu-i treaba mea astăzi, dar vă spun așa întreagăt, un bărbat nu are nevoie să fie iubit, are nevoie să fie respectat. Bărbatul e leul, el are nevoie să fie respectat, pentru el iubire înseamnă respect. Dacă nu-l respecti, poți să-l pup toată ziua, că lui nu-i folosește decât 10-15 minute, atât. Restul nu-i folosește să-l pup toată ziua, pe el să-l respecti. Pe el să-l respecti, să-l onorezi. Dimpotrivă, pe o femeie să o iubești, respectul față de ea trebuie manifestat prin iubire, prin încurajare, prin romantism, printr-o floare, tot felul. Ei, închid paranteza aceasta și revin. Importanța pocăinței derivă din faptul că sufletul meu este mai important decât familia mea. Nu trupul meu, sufletul meu este mai important decât familia mea. Hristos spune următorul lucru: oprește-te și mântuiește-te și apoi du-te și mormântează-ți tatăl. E urgent să te pocăiești. Oprește-te și pocăiește-te. Și după aceea este important să te duci să anunți familia unde te duci. Înainte să-ți înmormântezi tatăl, e mai urgent să te pocăiești. Înainte să te duci să informezi familia că s-a întâmplat o schimbare în program și să nu se sperie familia că nu știu ce s-a întâmplat cu tine, înainte să te duci, oprește-te și pocăiește-te. E mai important. E bine, pasajul acesta din Luca 9 vrea să ne spună următorul lucru. Nu-i nimic mai urgent și mai important decât să te pocăiești. Pentru că a te pocăi îți ia 5 minute. Iar după aceea, dacă pocăința a fost autentică, schimbarea este toată viața. Dar decizia îți ia 5 minute. Îți ia 5 minute să te hotărăști să te duci la școală, dar la școală stai câțiva ani. Îți ia 5 minute să te hotărăști să te însori, dar după ce te-ai însurat o viață stai însurat. Îți ia 5 minute să te decizi să-ți cumperi o mașină, dar după aceea o folosești 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Depinde cât ține sau cât vrei să o folosești. Pocăința la nivel de decizie se întâmplă în 5 minute. Însă atunci când omul hotărăște un lucru, după aceea este responsabil să păstreze lucrul pe care l-a hotărât. Aș vrea să ne gândim la un alt aspect al pocăinței, plecând de la pocăința acestui tâlhar, care în ultima clipă de viață își schimbă atitudinea. Apropo, ce părere aveți dumneavoastră despre Dumnezeul acesta? Hai să presupunem că tâlharul ăsta a avut 50 de ani, sau 60, sau 40. Mă gândesc că probabil, foarte probabil că a avut 50-60. Omul ăsta a făcut, dacă a fost tâlhar de meserie, ăsta a făcut o grămadă de lucruri vinovate în viața lui. Într-o simplă fracțiune de secundă, când spune iartă-mă, Hristos îl iartă într-o fracțiune de secundă pentru o viață de destrăbălare, de nebunii, de prostii și de fără de legi. Care dintre noi putem să ne iertăm soțul sau soția sau un copil sau un vecin pentru o viață stricată? Că noi nu putem să iertăm o vorbă? O vorbă spusă într-o secundă. Dar ăsta 40, 50, 60 de ani l-a ofensat pe Dumnezeu. Și într-o fracțiune de secundă, Dumnezeu îl iartă ca și cum n-a făcut nimic. Ascultă, omule, poți să ai o inimă ca de gheață, dar când îți dai seama cum este Iisus Hristos, accepți că ai nevoie de El. Pe pământul ăsta nu mai există o a doua persoană ca El. Nu sunt oameni în viața dumitale care nici astăzi nu s-au împăcat cu dumneata pentru o atitudine greșită, pentru o vorbă greșită. Poate nici n-ai vrut să-i greșești și pur și simplu nu te poate ierta. De ani de zile nu te salută, nu te bagă în seamă, te bârfește, te disprețuiește. Poate ai vrut să faci asta, poate n-ai vrut. Poate i-ai cerut iertare și pur și simplu nu poate să treacă peste lucrul ăsta. Un amărât de lucru. Și pentru 40, 50, 60, 70 de ani de ticăloșie și de nenorocire și de destrăbălare și de păcat, în 5 minute de pocăință, pentru veci de veci, Hristos te curățește, te spală, te iartă și te mântuiește. Trăiască Domnul! De aceea vin oamenii la El, pentru că El e bun. De aceea vin oamenii la El, pentru că El ascultă rugăciunile. De aceea vin oamenii la El, pentru că El nu le reproșează. El le primește căința.
El se uită în sufletul lor și le vede motivația curată. El vede că omul a obosit. Vreau să vă întreb și o să vă mai întreb la sfârșit. Este cineva aici care a obosit să fugă de Dumnezeu? Este cineva aici care a obosit să trăiască în păcat? Este cineva aici care a obosit să stea cu spatele la Dumnezeu? Este cineva aici care vrea să facă și altceva cu viața lui decât lucruri vrednice să fie pus pe cruce și să fie pedepsit? Este cineva aici care vrea să-i spună Domnului Iisus altceva decât să-l disprețuiască sau să stea indiferent? Haideți să revenim pentru scurt timp și încheiem. Uitați-vă, vă rog, ce înseamnă să te pocăiești. În mod foarte concret. Știți că în limba română este o expresie care spune că despică firul în patru. Haideți să încercăm să facem asta, nu știu dacă vom fi în stare, dar haideți să încercăm să facem asta, să despicăm un pic firul în patru, ca să putem înțelege ce înseamnă să te pocăiești. Deși la modul general, să te pocăiești este o acțiune pe care noi am făcut-o de mii și de mii și de mii și de mii de ori în viața noastră, dar nu față de Dumnezeu, ci față de mama, de tata și de oamenii din viața noastră. De câte ori noi am spus noi lui mama, mamă iartă-mă sau tată iartă-mă sau altcuiva pe care l-am ofensat, i-am spus iartă-mă. De ce? Pentru că ni s-a părut că omul ăla merită să primească scuzele noastre. Asta se numește pocăință. Este cea mai banală explicație cu privire la pocăință. Dar hai să intrăm un pic în detaliu. Pocăința, în primul rând, înseamnă judecată. Înseamnă să te judeci singur. Dumnezeu oricum îi va judeca pe oameni. De ce? Pentru că El are calitatea să judece. Universul ăsta e creat de El. El e stăpânul Universului. Oamenii sunt creați de El. El este stăpânul oamenilor. El este stăpânul vieții. El este stăpânul suflării pe care o ai și respiri. El poate oricând să spună stop și într-o zi va spune. Dacă n-a spus până acum, să nu crezi că a uitat. El va spune, nouă tuturor ne va spune într-o zi stop. Și atunci nu vom mai răsufla. Poate să vină smurdul smurdului și poate să vină să ne facă tot felul de respirații și de resuscitări. Când Dumnezeu a spus stop, e stop. Nimeni nu poate trece peste stopul lui Dumnezeu. Și nimeni nu poate trece peste startul lui Dumnezeu. Dar între maternitate și mormânt putem face ce vrem. Sunteți siguri că vrem să facem ce vrem? Uitați-vă ce a vrut ăsta să facă. Judecata este prima atitudine a pocăinței. Aduceți-vă aminte de 1 Corinteni, capitolul 11. Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, începe să învețe pe oameni ca să le lumineze mintea și oamenii să nu trăiască în necunoștință. Domnul, la ce oră pleacă trenul? Nu știu. Deja intri în stres când îți spune nu știu. Că dacă îți spune la două și te uiți la ceas, e unu. Oh, am timp, ești sunt liniștit. Dar când întrebi, la ce oră pleacă trenul? Nu știu. Aolo, înseamnă că există riscul să fi plecat. Sau să plece într-un minut și eu nu-l prind. Intru în stres. Te duci, domnilor, nu știți la ce oră pleacă trenul? Nu, aoleu, mă duc oriunde mă duc să văd la ce oră pleacă trenul. Pentru că dacă știu, m-am liniștit. Îmi fac socotelele să ajung. Dar dacă nu știu, fierbi. Și apostolul spune în felul următor. Cine se judecă singur, Dumnezeu nu-l mai judecă. Cine se judecă singur, Dumnezeu nu-l mai judecă. Ce înseamnă să te judeci singur? Înseamnă pur și simplu să te uiți prin prisma voii lui Dumnezeu spusă în Scriptură, la trecutul tău și să constați că ai păcătuit. Și atunci să spui, să-mi fie rușine. Să-mi fie rușine că am păcătuit. Stimați prieteni, după ce faci un păcat, nimeni nu se mai bucură că l-a făcut. Însă ispita înainte de păcat pare dulce, dar după ce l-ai făcut, apare regretul. Ce mi-a trebuit mie să mă bat? Ce mi-a trebuit mie să mă cert? Ce mi-a trebuit mie să mă bag în problema asta? Ce mi-a trebuit mie să mă leg la cap cu lucrul ăsta? Ce mi-a trebuit mie? Apar remușcările. Ei bine, pocăință înseamnă judecată. Judecă-te singur. Cai, boi, măgari, curcile, găinile, cocostârcii nu se judecă, că n-au minte. N-au minte, n-au judecată. Nu știu cât fac 2 plus 2. Nu știu să articuleze cuvinte. Dar noi oamenii suntem diferiți de toată suflarea de pe pământ. Noi ne-a făcut Dumnezeu ca pe El din punct de vedere spiritual și moral. Și noi avem capacitatea să gândim și să ne adresăm.
și să spunem: Doamne, mă găsesc vinovat, te rog frumos să mă ierți. Frații mei, noi nu putem să intrăm în trecutul nostru de acum un an, 5-50. Că dacă am putea să intrăm, ne-am luat o perie și un bidon de clor și am spălat tot, dar nu putem. Însă Iisus poate să intre în trecutul nostru. El nu intră cu clor și cu burete, El intră cu sângele Său. Sângele Său diluează păcatul, îl elimină, îl spală, îl șterge. În momentul în care ne judecăm, noi trecem de condiția de a fi iertați. Dumnezeu nu iartă pe nimeni fără ca acel nimeni să recunoască că este vinovat. Dumnezeu nu hrănește mândria cuiva să-l ierte înainte de a recunoaște că a păcătuit. Dar în momentul în care om recunoaște, este ca și în familie, când copilul vine și cere iertare, indiferent cât de mare e prostia, ți se moaie inima. Îl iei în brațe și zici: mă, vino la tata, te rog, nu mai face lucrul ăsta, că te prăpădesc dacă îl mai faci. Dar dintr-o dată strece, niciun medicament nu are putere să te vindece și să te liniștească și să te bucure așa de repede, ca și pocăința, căința unui copil care vine și își recunoaște prostia și spune: iartă-mă. A doua fază a pocăinței este jugul. Jug, mai țineți minte ce este jug? Jugul pe care îl poartă boii și vacile care sunt puse în jug. Jugul este o greutate, jugul este o povară, jugul este o constrângere. Jugul este o constrângere. Când ești în jug, ești în jug cu altcineva și nu poți să evadezi, nu poți să te apleci, nu poți să faci ce vrei. Ești ținut acolo pentru un obiectiv. Stăpânul vrea să muncești, să faci ceva anume. Ai o acțiune, o viziune, un plan, un gând, un viitor. Așa este pocăința. După momentul judecății personale, făcută la inițiativă personală, apare jugul. De astăzi înainte, nu mai consum alcool. Dar papila gustativă, gustul, amintirile, chefurile, dansurile, destrăbălările, le ai aici. Și ți-ar place să mai pui pe papilă gustul de bere, de vin, de whisky, de coniac, de lichior, că da, ai băut până acum, că e bun. Nu spune Scriptura că face... Dar dintr-o dată tu te constrângi pe tine și spui: refuz bucuria de a mai bea. Refuz gustul de a mai curvi, plăcerea de a mai curvi. Refuz bucuria de a mă droga. Refuz entuziasmul, nebunia aia de a mă bate. E o constrângere? Da, este o constrângere. Te constrângi când te căsătorești? Da. Când ești băiat, faci ce vrei. Te duci acasă când vrei? Dacă vrei să te duci la fotbal cu băieții, te duci? Dacă vrei să te duci până la București, te duci? Dacă vrei să te culci, te culci? Faci ce vrei. Când te-ai însurat, nevasta zice: unde te duci? Păi mă duc să mă joc cu băieți. Bă, băiatule, tu ești copil? O să mă duc și eu să joc fotbal cu fetele. Te-ai însurat? Uite aici, hai să bătem covoarele, hai să facem curățenie în casă, hai să facem business, hai să... Nu mai poți să faci ce vrei ca înainte, dintr-o căsătoria e un jug. Însă mai există un detaliu. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, Scriptura surprinde ultimile clipe ale lui Pavel. Știți ce spune Pavel? După judecata pe care el și-a făcut-o singur lui, cu demnitate, curaj, că dreptatea întotdeauna biruie. Într-o paranteză, Scriptura spune să mă înfășoare neprihănirea. Când te înfășoară neprihănirea, poate să vină 10 polițiști, nu unul, cu un om neprihănit nu are nimeni nimic. După ce sporți jugul, știți ce spune Hristos? M-am luptat lupta cea bună. La care luptă se referea? La lupta jugului, la lupta abstinenței, la lupta înfrânării,
la lupta servirii altora, te deranjezi, te consumi, te cheltui pe tine pentru binele altora. N-a spus Pavel, am făcut școala la picioarele lui Gamaliel. Am fost senator mulți ani, între cei 50 care conduceau țara. Nimic din toate astea nu le-a pomenit. Un singur lucru a pomenit. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am purtat jugul pe care Hristos mi l-a pus pe umeri. Acum mă așteaptă, știți care e cuvântul de acolo? Jubileul. Mă așteaptă sărbătoarea. Mă așteaptă răsplata. Când te duci la lucru, nu este așa că aștepți să ai un câștig din munca ta? Da. Ai nevoie, te întorci acasă cu bani în buzunar, te duci la familie, la soție, parcă ai o inimă cât casa. Pentru că ai fost în stare să câștigi pâine și apă pentru copii, pentru nevastă. Nevasta te stimează, îți dă valoare, te prețuiește, pentru că ești în stare să-ți protejezi și să-ți hrănești familia. A fost greu la lucru? A fost. Uneori te plouă, te ninge, e frig, alteori îți dai peste deget, obosești, n-ai dormit suficient azi noapte, aproape că te duci cu ochii închiși. Dar te duci pentru că trebuie pâine acasă. Unde aveți de gând să ajungeți cu stilul ăsta de viață? Îmi permite să vă confrunt. Cine vă hrănește copiii dacă nu vă duceți la lucru? E normal să-i hrănească rudele și vecinii? Unde mergeți fără o viață de constrângere și de abstinență? O să treacă o femeie frumoasă prin fața dumitale, blondă dacă ai o femeie brunetă sau invers. Și ce simți e una, dar ce alegi să faci mutându-ți privirea și gândul este alta. Ești sigur că ai atâta minte să te constrângi la nivelul patimilor și poftelor și să trăiești în abstinență pentru ca la sfârșit să primești o plată pentru credincioșia pe care ai manifestat-o față de Dumnezeu? Ai impresia că poți să-L sfidezi în fiecare zi cu gura, cu fapta, cu mâna, cu piciorul și cu altele, iar la sfârșit să intri în împărăția lui Dumnezeu? Mai ții minte că pentru un păcat Dumnezeu l-a dat afară din rai pe Adam, hai să zic mai corect, biblic, grădină. Spun rai în speranța că, adică nu în speranța, asumându-mi că sunt și oameni care nu cunosc Scriptura și aș vrea ca să înțeleagă ce vreau să spun. Pentru un păcat Dumnezeu i-a spus lui Adam, pleacă. Hai, ia-ți bagajul și du-te. În locul ăsta nu mai poți să mai stai. Lui Acan, pentru un păcat i-a spus, pleacă. Ia-ți și nevasta și copiii și du-te. Lui Anania și Safira, pentru un păcat, le-a spus, afară, și tu și nevastă ta, du-te. Și Petru a păcătuit, dar s-a judecat singur, a plâns cu amar, deși doar un cocoș a cântat. În această dimineață, ca un cocoș este predica asta, ca un cocoș care te anunță, te atenționează, te avertizează și spune că este vremea să plângi cu amar. Pentru toate curviile, pentru toate bețiile, pentru toate furturile, pentru toată miștocăreala scoasă pe gură, pentru toate cuvintele grele, de câte ori nu ți-ai lăsat soția plângând, ești barosan, de câte ori nu ți-ai lăsat bărbatul speriat că ce se întâmplă cu familia lui, sau poate nu dau exemplele potrivite, pot fi spuse și altele. Ce vreau să spun, omule, este că ești doar un muritor vinovat și pedeapsa lui Dumnezeu te caută pentru că Dumnezeu este drept. Te întreb în această dimineață, pentru că noi toți suntem niște oameni vinovați, ca ăia doi de pe cruce. Finalul cum va fi? Pentru că există totuși o șansă. Atâta timp cât inima îți bate în piept, există o șansă. Cum va fi finalul? Vei rămâne în continuare indiferent? Batjocoritor? Sau pur și simplu vei plânge ca o parte dintre oameni? În câteva clipe închei, aș vrea doar să mai spun următorul lucru. Motivele pentru care oamenii se pocăiesc, hotărăsc dacă pocăința este autentică sau nu, așa cum subliniam mai devreme. Vă aduceți aminte de Faraon, regele Egiptului, că s-a pocăit și el? Dar s-a pocăit constrâns.
Adică îl bați pe cineva până recunoaște. Și dacă nu recunoaște, tot îl bați. Îl bați, îl bați, îl bați, îl bați până când recunoaște. Omul are o anumită rezistență la durere. Poate să reziste o palmă, poate să reziste la un pumn, poate să reziste la o tăvăleală de o jumătate de oră. Dom'le, dar dacă îl bați de dimineață până seara câteva zile la rând, îi frângi voința și nu mai are putere să rabde. Și recunoaște și ce n-a făcut. Am citit despre teroarea comunistului. Am citit despre faptul că atât de tare îi băteau pe oameni până recunoșteau că au făcut ce n-au făcut ca să-i poată închide pe baza declarației lor. Și pentru că nu mai puteau să suporte durerea, suferința la care erau expuși, bătăile și chinurile, recunoșteau, da, eu am furat, eu l-am împușcat, eu l-am... Dar nu era adevărat. Dar nu mai puteau. Pentru că era prea puternică suferința de moment. Și atunci o împingeau în viitor. Da, eu am făcut. N-are importanță ce o să sufăr în viitor, dar mai bine mă duc la pușcărie. Să scap că nu mai pot. E bine, Faraon s-a pocăit din constrângere. A venit plăgile peste țara lui. Păi nu mai imaginați-vă că erau broaște peste el, peste casa lui. Îi intrau în farfurie, în plapumă, sub pernă, în hainele copiilor. Dar știți ce spune un verset din Scriptură, în Exod? Când a văzut el că poate să răsufle ușurat, atunci am zis, nu mai mă pocăiesc că nu mai e nevoie. Pocăința n-a fost reală, a fost numai să scape. Asta se numește o pocăință prin constrângere. Pe Dumnezeu nu poate să-L păcălească nimeni. Pocăința trebuie să fie una sinceră și curată, pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. Este o pocăință a lui Iuda, de ochii lumii, dar el n-a crezut în pocăința lui, că dacă credea nu se spânzura. Când te pocăiești, nu trebuie să mai spânzuri. Când te pocăiești, nu trebuie să mai suferi. Când te pocăiești, nu trebuie să mai fii pedepsit. Că tocmai asta înseamnă pocăință, să fii iertat de tot. Uitați-vă la Zacheu. Ăsta se pocăiește. Zacheu a fost omul care strângea taxele pentru guvern, guvernul de la Roma. În vremea aia se spunea vameș. Noi credem că vameș se referă la vameșul de la vamă, că asta este termenul vameș în generația noastră. Nu, el n-a fost un astfel de vameș. El strângea taxe și impozite. Era directorul biroului de strângere a taxelor și a impozitelor. Și cerea mai mult decât trebuia, că în vremea aia nu erau oameni informați ca acum. Pe cine să întrebi? Cât e taxa? 50 de lei sau 62? Pe cine întrebai? Sunai pe cezarul de la Roma să-l întrebi? Și ăsta spunea cât vrea el. Avea la îndemână armata, nu erai cu minte, te pleznea. Și punea și el câțiva bani pe deasupra, câțiva bani de la dumneata, de la dumneata, de la dumneata, de la dumneata, așa și-a făcut o casă de nu se mai vedea satul de casa lui. Și într-o zi s-a judecat singur. A auzit că trece Iisus prin sat, pe drumul principal, și a spus, nu mai am liniște, am crezut că o să fiu fericit, dar mi-am pierdut liniștea. Mi-am pierdut respectul față de mine, mi-am pierdut speranța pentru viitor. O să mă duc în locuința morților. Am trăit câțiva ani bine într-o casă mare și o să plătesc veșnic în iad, unde viermii nu mor și focul nu se stinge. Și omul ăsta se judecă. Cea mai profundă judecată e judecata propriei tale conștiințe. N-o faci de fațadă, e sinceră. N-o faci forțat, e sinceră, e curată, e eliberatoare. Și s-a dus și el pe drumul principal să-L întâlnească pe Iisus și să-I spună, iartă-mă că mi-am bătut joc și de mine și de tine. Când a ieșit în stradă, era strada plină, tot centrul orașului era plin de oameni, pentru că mai erau și alții ca el. Nu numai el. Știți bine pasajul din Scriptură. Știți ce a făcut? A apelat la un gest extrem, nebunesc. Un om mare, directorul de la nu știu ce întreprindere, îl vedeți într-un pom ziua în amiaza mare, un pom de pe marginea drumului. Și dacă nu e nici fructifer măcar, te supăra, Domnule, dacă era un măr, înțelegeam că te-ai urcat să-ți iei un măr. Dar dacă e un plop, ce cauți, mă, omule, în plop? Că n-are fructe. Directorul de la taxe și impozite în centrul orașului, în pom. Observați unde te împinge dorința să-L cauți pe Iisus. Nu i-a fost rușine? Nu. De ce? Pentru că atunci când e vorba de viața mea și de eternitatea mea, rușinea este un motiv prea mic. Interesul meu e prea mare ca să mă împiedic de o nenorocită de rușine. Și s-a urcat în pom.
Iisus intenționat a trecut pe sub pomul ăla și când a ajuns un pom s-a oprit. Eu vă întreb, cine i-a spus lui Iisus că pe ăsta îl chema Zacheu? Dar lui Iisus trebuie să-i spună cineva? Mie trebuie să-mi spună, nu lui. El știe toate lucrurile. El știe cine ești, ce ai făcut azi noapte, la ce te-ai gândit. El știe tot. El știe ce o să se întâmple de acum într-un milion de ani. Pentru că El e Dumnezeu. Noi nu pricepem cum e asta, dar așa e El. S-a oprit și uitați ce i-a spus. Banditule și hoțule și compromisule, tu meriți să fii judecat aici în piață. Și toată lumea să dea cu o piatră în tine pentru că i-ai prădat pe oamenii ăștia de 20-30 de ani de când ești director aici la taxe și impozit. Nu, n-a spus nimic din toate astea. Știți ce i-a spus? Avea impresia că e unchiso sau văruso. Îi spune Zacheie, dă-te jos că vreau să îți vizitez familia. Dumneavoastră vă imaginați că lui ăsta i-a fost frică, el știa ce prostie a făcut, cum a furat, cum a mințit, cum a disprețuit, cum a prădat să se pricopsească. Și Fiul lui Dumnezeu nu-i spune nici negrițe ochii, deși era un tâlhar și jumătate. Și îi spune, Domnul Zacheu, coboară, vreau să merg în vizită la matale acasă. Știți ce face Zacheu când pune piciorul pe pământ? Mai întâi se pocăiește. De fapt, astea sunt faptele pocăinței. Și spune, Doamne, înainte să mergi la mine acasă, lasă-mă să spun ceva. Voi da de 4 ori mai mult la fiecare dintre cei pe care i-am furat. Dacă ți-am furat un leu, îți dau 4, 5. Iar jumătate din tot ce am strâns furând, dau la săraci. De ce a furat să facă avere și după ce a făcut-o, nu mai știa cum să scape de ea? Înțelegeți? O viață întreagă s-a făcut dușmanul lui Dumnezeu ca să se pricopsească. Și când s-a pricopsit, pricopseala asta l-ardea ca focul la tălpi. Și nu știa cum să mai scape de ea. Doamne, ajută-mă să scap de avere! Bă, tu nu ești dravă? Ajută-mă să scap de avere, că averea asta, uite așa îmi spune, banditule, ne-ai strâns furând! Și se duce acasă cu inima liniștită. Doarme de seara până dimineața, fără să se întrebe dacă cumva va fi prins. Și are siguranța că este iertat și că este copilul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te pocăiești. Din aceste motive, tâlharul ăsta în ultimile clipe pe cruce se întoarce către Iisus și îi vei spune, când te vei întoarce în împărăția ta, fiți atent, ce umilință, ce respect. Adu-ți aminte și de prăpăditul de mine. Adu-ți aminte. Sună că nu merit, dar adu-ți aminte, te rog, fii bun, adu-ți aminte și de mine. Știți cum s-a adresat lui Iisus? Doamne. Știți cum i se spunea de obicei lui Iisus în vremea aia? Învățătorule. Învățătorule, ăsta era limbajul. Cum i-a spus tâlharul? Doamne. Pentru el să spui învățătorule, nu intra iubirea în cuvântul ăsta. Trebuia să spună un cuvânt de slavă, de cinste, de onoare, de respect. Doamne. El știa cine este Iisus. Doamne. El știa că e împărat când vei veni în împărăția ta. El știa că poate să ierte. Adu-ți aminte și de mine. Stă puterea ta să-ți aduci aminte de mine. Eu îmi fac datoria, mă predau. Capitulez, recunosc. Sunt vinovat. Adu-ți aminte de mine. Știți ce spune Iisus? Astăzi, cu mine, în rai, 3 lucruri. Astăzi, cel mai bun timp. Când vrei ceva, ar fi bine astăzi, dacă se poate. Dacă se poate, să nu mă duc acasă, vin din nou. Astăzi, dacă s-ar putea. Cu mine. Nu cu un vecin, nu cu un prieten, nu cu directorul adjunct. Cu mine. Din câți îngeri are el? S-a dus el personal. Putea să trimite un înger. Nu-mi trebuie altceva decât un înger al lui Dumnezeu să mă păzească, dar Iisus spune, nu, eu vin. În rai. Nu în altă parte. În rai. Cel mai bun timp, cel mai bun loc, cea mai bună companie. Ascultă-mă, ești un om obosit, ca mine. Nu ne-am mai săturat de somn în ultimii 10 ani.
dintr-o alergare într-o alergare. Să ne fie copiii fericiți. Și sincer să fim, încă nu s-a împlinit binele din mintea noastră. Că noi când am început să muncim, nu doar pentru bani am vrut să muncim. Noi ne-am imaginat că banii o să ne aducă fericire, liniște, dulceață, că nu va fi niciun conflict, nicio ceartă, că nu va fi nimic din mizeria cu care ne-am confruntat. Dar Iisus spune: cel mai bun timp, cea mai bună companie și cel mai bun loc. Cu ce te califici dumneata să ți se ofere lucrurile astea? Când o viață întreagă, ba într-un fel, ba în altul, l-ai lovit peste obraz, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia. Și astăzi, ca și cum noi amândoi n-am făcut nimic, El vine și spune: cel mai bun timp, cea mai bună companie și cel mai bun loc. Unde ai mai auzit, unde ai mai întâlnit, unde ai mai pomenit asemenea lucruri? În seara aceasta te invit, în dimineața asta te invit să te pocăiești. Să-i spui Domnului Iisus: iartă-mă, te rog. Este adevărat, sunt un om păcătos, te rog să mă ierți, te rog să mă primești. Împacă-mă cu Tatăl. Anulează obligația de a merge în iad și fă-mi harul, fă-mi bucuria să merg în cer. Doamne, dă-mi darul mântuirii, iartă-mă. Omule, acum și aici poți să primești lucrul ăsta, nu pentru că sunt eu sau altcineva, ci pentru că ești dumneata și Iisus Hristos, Domnul Bisericii, Domnul Bibliei, Domnul Vieții, Domnul Cerului, Domnul Eternității. Aș vrea să vă invit să vă ridicați cu toții, pentru că am ajuns la încheierea serviciului. Și stând înaintea lui Dumnezeu, să intrăm în rugăciune, să intrăm în cântare și invit aici în față persoanele care vor să-și predea viața în mâna Domnului. Aș vrea să spun o rugăciune scurtă pentru dumneata, pentru sufletul dumitale și pentru decizia aceasta care îți va schimba pentru întotdeauna viața. Așa că te rog în momentele următoare să vii de acolo de unde ești, aici în față, să fac o rugăciune pentru dumneata. Este clipa în care în mintea dumitale încep să te judeci și să-mi spui: Doamne, iartă-mă că multe am făcut într-o viață, dar astăzi a venit vremea iertării și a eliberării. Nu te mai întoarce vinovat acasă, nu. Aici poți să fii iertat, pentru că Iisus îți iartă păcatele. Nu mai merge sub condamnarea păcatelor pe care le-ai strâns ca pe boabele de grâu, unul câte unul. Nu. Vino înaintea Domnului ca să fie iertat. Haideți să cântăm cu adunarea, să ne rugăm Domnului și bărbați și femei, tineri sau în vârstă, veniți înaintea Domnului să primiți ce vrea să vă dea. Veniți înaintea Domnului să primiți ce aveți nevoie. Veniți înaintea Domnului să primiți ceva ce nu-L lăsați la mormânt copiilor, ci luați cu dumneavoastră pentru eternitate. Viață veșnică, cerul lui Dumnezeu, protecția și binecuvântarea Domnului Iisus. Haideți să intrăm în rugăciune, în cântare și cei care vor să vină, veniți acum. O să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să cântăm de dragul Domnului, în cinstea Lui.